O aplicație de matrimoniale creștine facilitează întâlnirea credincioșilor care vor să-și întemeieze o familie. Tinerii creștini practicanți au la dispoziție aplicația Cetatea Creștină. Așa cum se arată pe site-ul aplicației, scopul ei este unul clar, căsătoria. A apărut o aplicație de dating pentru tinerii credincioși. Aceasta nu este însă gratuită, autorii platformei explicând că taxa de membru este percepută printre altele pentru a-i filtra pe cei nechemați. Criteriile de căutare a sufletului pereche pe această aplicație sunt diferite comparativ cu cele de pe un site de dating obișnuit. Acesta nu este un site matrimonial obișnuit. Scopul anunțurilor este unul singur, căsătoria între creștini. Criteriile de căutare sunt altele. Considerăm că diplomele, averea sau pasiunile mărunte de zi cu zi sunt mai puțin importante. Aventurierii, materialiștii și păcătoșii sunt rugați să stea departe de această aplicație, deoarece fiecare utilizator este verificat la sânge, iar dacă profilul este considerat nepotrivit, în câteva zile va fi șters, iar șansele de a cunoaște pe cineva pentru căsătorie vor dispărea ca prin minune, se precizează în descrierea aplicației. De asemenea, aplicația le pune la dispoziție credincioșilor o serie de articole pe teme religioase, cele mai multe dintre ele având ca subiect familia creștină. Pentru a deveni utilizatori, tinerii trebuie să ofere câteva informații despre ei, vârsta, înălțimea, relația în care sunt cu Dumnezeu, precizând totodată cât de des merg la biserică dacă postesc și cât de des se spovedesc. Pentru crearea profilului este necesar să fie încărcată și o poză, fără umbre din față, în care să se poată vedea toată frumusețea dumneavoastră. Pozele indecente vor fi detectate automat și vor fi șterse, iar contul va fi blocat. Totodată, utilizatorilor li se solicită o descriere cât mai detaliată, detaliile vizând în principal valorile lor morale mai degrabă decât aspectul fizic. Biserica Ortodoxă a precizat că nu este inițiatoarea acestei aplicații și că încurajează tinerii să-și caute sufletul pereche, aplecând în primul rând la duhovnic.